Salutare și bine ai venit! În acest episod o să-ți arăt 10 accesorii auto de care ai nevoie la mașină de off-road. Apasă butonul de like și hai să-i dăm drumul la treabă. Accesoriul numărul 1 este cârligul de remorcare. Un cârlig este mereu folositor deoarece nu știi peste ce vei da atunci când părăsești asfaltul. Accesoriul numărul 2 este snorkel. În caz că vrei să traversezi un curs de apă, obligatoriu ai nevoie de un snorkel. Snorkelul este o prelungire a traseului de admisie prin care aerul va intra în motor de undeva de sus. Adică în loc să intre aerul în filtru de aer, va intra de lângă plafon. Snorkelul este din plastic și este dedicat pentru fiecare model auto. Accesoriul numărul 3 este troliul. Pentru ieșirile extreme în natură, mai ales atunci când ești singur cu mașina, ai nevoie urgent de un troliu. Un troliu este o achiziție scumpă, dar extrem de utilă. Dacă rămâi cumva vreodată înțepenit în noroi sau vreun șanț, ajunge să scoți cablul de la troliu, să-l legi de un copac sau de alt obiect solid și să ieși fără ajutorul altei mașini. O mașină adevărată de off-road are două trolii, unul în față și altul în spate. Accesoriul numărul 4 sunt bare longitudinale sau transversale de pe plafon. Având aceste bare, poți să cari multe bagaje, să montezi un portbagaj deasupra acoperișului de tip cutie sau doar unul din grilaje, în care pui diverse lucruri, de la roată de rezervă până la cort și cric. Pe locul 5 regăsim cablul de remorcare. Șufă, cablu, frânghie sau cordelină. Acest accesoriu poate fi folosit la tractarea mașinilor în teren accidentat. Te poți folosi de ele când mașina îți rămâne blocată în zăpadă, în noroi sau vrei să tragi ceva după tine. Ideal este o coardă groasă din material textil capabilă să reziste la 5-6 tone. Accesoriul numărul 6 sunt anvelopele de teren. Să nu te gândești vreodată să părăsești asfaltul cu anvelope obișnuite de asfalt, așa cum vin SUV-urile din fabrică. Dacă vrei să faci off-road serios, ai nevoie de anvelope off-road de tip AT sau MT. Acestea sunt mai cramponate cu niște pereți lateral mai groși, în acest fel rezistând la bolovan și șocuri puternice. În plus, îți oferă aderență crescută pe suprafețe alunecoase. Pe locul 7 regăsim senzorii de parcare. Pentru a nu face pagube mari la caroserie când ești pe teren accidentat, pe drumuri înguste și faci manevrele la înghesuială printr-o copaci, senzorii față și spate îți spun cât de tare să te apropii de obstacole fără să zgârii mașina. Accesoriul numărul 8 este diferențialul autoblocant. Mașinile de teren adevărate de off-road vin cu diferențial autoblocant din fabrică. Diferențialul autoblocant era o dotare standard la multe mașini de genul SUV, însă prezent foarte puține mașini mai au diferențial autoblocant pe ele. Însă poți monta unul aftermarket. Un diferențial blocant oferă o aderență mare indiferent de condiții și face ca roțile să tragă în același timp, indiferent dacă una pierde contactul cu solul. Accesoriul numărul 10 este bull bar. Bull barul reprezintă o bară care protejează spoilerele din plastic. Este un accesoriu foarte bun dacă vrei să protejezi mașina ta de zgârieturi pe care le poate primi foarte ușor în teren accidentat. Te poți folosi de bull bar să montezi niște proiectoare dacă vrei. Dacă ai o bară de tip ARB, o poți folosi pentru montarea unui troliu. Oricum, un plus de protecție nu strică niciodată. Accesorul numărul 10, dar nu și ultimul, este canistra de combustibil. Poate pentru că dai de obstacole și turezi motorul excesiv, poate că înclini mașina și apar scurgi din rezervor sau doar pentru că rămâi în pod molit, trebuie să lași motorul pornit să nu mori de frig în condiții de iarnă. Orice mașină de teren care se respectă are asupra ei o canistră suplimentară de carburant binevenită în orice situație. În off-road, greu mașinile consumă mult mai mult combustibil decât în situațiile de trafic normale, motiv pentru care poți să fii surprins că rămâi în pana prostului, adică pana de combustibil. Dacă ți-au fost utile aceste informații și ți-a plăcut, să apeși pe clopoțel să bifezi toate notificările pentru a vedea și alte clipuri de ale noastre. Îți mulțumim pentru vizionare, drum bun și atenție mare la condus. Pe curând!